Pentru a afla care sunt proiectele Rotary din domeniul medical, am plăcerea, deosebită plăcere, să le vin în scenă pentru a vă vorbi pe unul dintre cei mai reputați și respectați medici ai urbei noastre. Domnul profesor Târcoveanu Eugen. Bună seara, doamnelor și domnilor! Cred că principiul de a servi se potrivește cel mai bine în educație și în sănătate. Privind sănătatea, vreau să subliniez încă o dată că Rotary International a susținut și a reușit să eradicheze una din bolile cele mai grave. Poliomielită. În acest domeniu s-au cheltuit aproape $1 miliard și Bill Gates a dat mulți bani. S-au procurat peste $1 miliard. Și în țara noastră, în anul 2000, Rotary International a asigurat doze de vaccin pentru județul Iași. Cu această ocazie am cunoscut doi oameni extraordinari, rotarieni. Andrei Dorobanțu, care era un soi de guvernator, și profesorul Combiescu, directorul Institutului Cantacuzino, care după plecarea domniei sale, practic a dispărut. Cum am descoperit Rotary, Clubul Rotary? De la operația Vilaj Rumen, care a început înainte de Revoluție și care a fost demarată de familia Magos, profesorul Etienne Magos, care lucra la Saint Elizabeth, într-o clinică din Bruxelles, fiind rotarian. El a organizat primele transporturi pentru România imediat după Revoluție, iar Robert Van Gestel, prieten cu familia Magos, a înființat și a dezvoltat chirurgia vasculară la Spitalul Sfântul Spiritual. Tot din fonduri rotariene, organizația Mame cu Inimă din Belgia, prin intermediul grupului nostru, a derulat programe importante pentru centrul de plasament pentru orfelinatele din Copou, apoi Tătăraș, și a organizat deplasarea unor grupuri de copii în Belgia, activitate care a fost foarte, foarte apreciată. În 1993, Wilfried Cornet, de la Zottegem din Belgia, rotarian, ne-a ajutat să facem prima operație laparoscopică din Moldova. Atunci am învățat să facem primele granturi. Acum pare naiv, da? Primul grant a fost un retroproiector. La vremea respectivă era foarte important. Al doilea grant a fost un proiect pentru suturile mecanice. Un camion de staplări au fost aduse la Iași. Am făcut primele suturi mecanice din România, grație Clubului Rotary. O altă organizație, Cooperațiuni Medicale Internaționale, condusă de profesorul Dever din Bonheide, de asemenea rotarian, a organizat prin Caritas Catolica, dar sub egida Rotary, 3 simpozioane medicale, dintre care unul la Iași, finanțate de Rotary. Tot în acea perioadă am realizat un al patrulea grant, un simulator de realitate virtuală, primul din România, care merge și astăzi. Ce înseamnă dragoste, ce înseamnă a dărui, da? Merge 20 de ani. Un alt proiect a fost proiectul de Pelican, tot finanțat de Rotary, în care un camion plin cu ecograf, cu toate ustensilele medicale, s-a deplasat prin voluntariat în toată Moldova, asigurând asistență medicală în satele din Moldova. A fost prima activitate de acest fel, finanțată tot de Rotary. Cel mai mare proiect a fost spălătoria Spitalului Sfântul Spiridon, realizată de un club din Zavânte, în colaborare, deci un matching grant, în colaborare cu cluburi din Olanda și din Germania. Valoarea acestui grant a fost de 90.000 de euro. Sunt date din presa vremii. Un alt grant a fost un grant pentru truse de chirurgie laparoscopică, făcute cu un club din Lyon Est, condus de profesorul Guia, care a adus o trusă de chirurgie laparoscopică
În momentul, în perioada în care Ministerul Sănătății nici nu era interesat de dezvoltarea acestei noi chirurgii. Atunci, un număr de 32 de rotarieni din clubul din Lyon Est au venit la clubul nostru, da? Și am inaugurat atunci această trusă de chirurgie laparoscopică și astăzi, pe pereții sălilor de operații, mai sunt aceste plăci negrite care amintesc de Rotary Club. Această trusă funcționează și astăzi. Și bine am făcut că am luat-o. Pot să operez și eu, care sunt la pensie, cu această trusă. Aici este profesorul Buia, la prima operație cu trusa donată de Rotary Internațional. Aceasta este scrisoarea prin care mulțumim Rotary Internațional. Valoarea acestui grant a fost de 28.000 de euro. Da. În acel moment, aveam două săli de operații care nu aveau lămpi, mese. Am mai făcut un grant, al 8-lea grant, da? Așa erau sălile, da? Tot în 2008, deci sunt 7 cluburi Rotary care au participat, printre care și clubul nostru, care au donat cele mai performante lămpi de operații. Deși lumina era rece, căldura rotariană era prezentă. Aceste lămpi americane merg și astăzi. Bineînțeles că una din lămpi avea și camere de luat vedere, prin intermediul cărora s-au făcut primele congrese de chirurgie laparoscopică la Iași, în 2003, unde a participat și profesorul Marescu, cel care a făcut operația de telechirurgie la distanță, da? Care deja a intrat în istorie, profesorul Marescu, care este doctor honoris causa universității noastre. O conferință internațională de chirurgie în care a participat chirurgi din Ivan Popescu, din toată țara și din toată lumea. Și vreau să subliniez, spre exemplu, în prima bancă acolo, toți sunt membri Rotary. Deci Rotary deschide o relație, deschide o perspectivă. Da. Vedeți, pe atunci sălile erau pline. Un film la TLM despre perioada respectivă. Profesorul Olbrecht van Hee, da, a ținut foarte multe cursuri. Vedeți, sănătatea este foarte aproape de educație. Da? Tot prin intermediul. Mi-am ținut aproape 32 de cursuri de chirurgie laparoscopică, toate cu participare internațională. În 2006, un simpozion de terapie neurală, alt curs de chirurgie laparoscopică, în care profesori, rotarieni, vineau și făceau demonstrații operatorii în sălile noastre. Deci, 7 cluburi au participat la acest proiect numit Lumină Rotariană. Toți sunt rotarieni, da? Specialist în chirurgie vasculară, unul din cei mai mari chirurgi ai lumii care au venit la Iași. O altă organizație, tot finanțată de Rotary, este Media Iași, care provine din organizația Medici pentru Medici. Această organizație ne-a ajutat să renovăm laboratorul de la Spitalul Sfântul Spiridon, cum arăta înainte, cum arăta după renovare. Ei au adus numeroase transporturi umanitare. Mi-amintesc de un transport din Anglia, în care un camion imens a spart doar 3 ouă. Ne aduceau și ouă pe vremea respectivă, noi n-aveam. Da? Pe când administratorul nostru, de vis-a-vis, spărgea 20 de ouă. Ce a rezultat? Ce a rezultat din activitatea Rotary? În primul rând, prietenia. Prietenia, cred că este lucrul cel mai de preț. Cine ne-a ajutat? Cotnarii. Să știți că acest cotnar a fost o deschidere către Rotary și, bineînțeles, și mănăstiri. Prin asta, noi am impresionat. Eu vreau să mulțumesc nu numai Rotary Internațional, ci tuturor rotarienilor. Și văd acolo în rândul 4, pe veche rotarieni, care pe mine, când eram director, m-au ajutat foarte mult, fără de care cred că eșuam financiar din multe puncte de vedere. Mie Rotary mi-a schimbat viața. M-a făcut să-mi placă mai mult să dau decât să primesc. M-a determinat să rămân în țară, fiindcă aici aveam diverse oportunități să fac diverse acțiuni. Și, în final, m-a ajutat să fiu mai bun. Am plăcerea să-l invit în scenă pe domnul Alexander Rubel, directorul Centrului Cultural German din Iași. Dragi prieteni, rotarieni, stimați oaspeți, mi-e un pic jenă acum, după
antevorbitori și mai ales în prezența domnei profesoare Gavrila să vină aici cu o fițuică, chiar cu servite de altfel, pentru că îl mulțumesc lui Cătălin Neagu, președintele clubului, care m-a pregătit niște informații despre proiecte internaționale. Și am și o bănuială de ce colegii mei din clubul Rotary Curtea Domnească m-au ales pe mine să prezint aceste proiecte internaționale. Noi astăzi ne-am întâlnit să ne sărbătorim pe noi ieșeni pentru proiectele care facem noi în comunitatea locală. Dar, cum ați auzit chiar în ultimul discurs al domnului profesor, avem limitele noastre financiare în cluburile noastre în Iași și în România în general. Astfel, este mai ales la proiecte mai importante, mai costisitoare, este nevoie de colaborare internațională. Și, prin definiție, cluburile Rotary sunt internaționale, Rotary International. Astfel încât s-au derulat multe proiecte internaționale și ați auzit deja, au fost menționate proiecte internaționale și eu voi prezenta doar câteva în plus, care nu mă repet acum că unul al nostru a fost rostit sau a fost prezentat deja, dar și pentru cei prezenți aici care nu sunt rotarieni, încă o dată mai explic care este vraja sau trucul în aceste proiecte internaționale, matching grant-uri, de exemplu. Un club de la Iași, de exemplu, pune niște bani, dezvoltă o idee și găsește un club în străinătate. Și cu acest club împreună se adresează Fundația Rotary International. Și astfel, sumele puse pe masă din partea cluburilor respectiv, se dublează, respectiv se triplează. Și avantajul nostru în trecut a fost că noi am fost uneori inițiatori acestor proiecte, dar am găsit parteneri chiar puternici care au venit cu mai mulți bani decât noi puteam să strângem. Și astfel încât am reușit să adunăm sume chiar fabuloase cum în domeniul medical, dar sume respectabile, aș spune, și acum desfac și servită. Și menționez două, trei proiecte așa, care s-au derulat în trecut, între 2006 și 2007, împreună cu Fundația Betanii, care ne este alături tot timpul, am avut proiectul Construind un viitor pentru tineri aflați în dificultate, care a avut ca scop sprijinirea unui grup de 20 de copii orfani printr-un program de mentorat susținut de membrii clubului pentru integrarea socială după părăsirea centrelor de plasament. Și proiectul ăsta a fost dotat cu $45.000 în un matching grant care a fost realizat împreună cu Fundația Betanii, cum am spus, și cu Club Rotary Grand Rapids Michigan și Fundația Rotary International și, bineînțeles, Clubul Rotary Curtea Domnească. Un alt proiect realizat împreună cu Club Rotary Tortona și Grappolo din Italia, în valoare de peste $21.000, a fost cumpărarea unui autoturism Fiat, bineînțeles, nu Mercedes, că dacă sunt italieni, trebuia să fie un Fiat, pentru centrul diocezan Iași, să fie mobil cei care ajută săraci în județ din partea Bisericii Catolică. Între 2012 și 2013 s-a amenajat un spațiu de joacă în Spitalul Sfântul
Maria din Iași, Spitalul pentru Copii, în valoare de 2500 de lire, cu ajutorul clubului Rotary Huntington din Scoția. Și ultimul proiect care vreau să menționez, sunt mult, ați auzit deja că sunt mult mai mulți, multe proiecte din, și din alte cluburi, dar un proiect care a pornit foarte național. Un proiect Dăruiește un zâmbet, din 2013 până în 2015 s-a derulat și proiectul ăsta a pornit ca o inițiativă locală, pornind de la Suceava, dacă nu-mi înșel, după aia valorii au ajuns și la Iași. Și anul trecut a devenit într-un fel internațional, pentru că dintre cei 100 de copii care au fost sprijiniți din partea cluburilor de la Iași, 50 de copii au fost sprijiniți de colegi din Germania, majoritar din clubul Rotary Radolf Zell Hegau din Germania, astfel încât și inițiativa asta națională a devenit internațională și poate fi un exemplu pentru dezvoltare în viitor. Vă mulțumesc și vă urez o seară. Despre relația dintre Rotary și mediul de afaceri local ne va vorbi în minutele ce urmează domnul Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași. Doamnelor și domnilor invitați, dragi prieteni rotarieni, conform indicațiilor din culise, ar trebui să spun că tot ceea ce au spus antevorbitorii mei s-a finanțat cu bani, banii au fost aduși de oameni de afaceri și cu aceasta ar trebui să închei speech-ul, spunându-vă că e în regulă și să avem o seară plăcută în continuare. Aș vrea să extrapolez un pic toate discursurile care au fost prezentate mai devreme și să spun că, într-adevăr, toate aceste proiecte, toate eforturile și toate rezultatele din Rotary s-au făcut atât cu buget financiar, cât și cu buget de timp. Și având în vedere că vorbesc în numele mediului de afaceri, aș vrea să spun că, practic, toți rotarieri, într-o formă sau alta, sunt membrii ai Clubului Oamenilor de Afaceri, ai Camerei de Comerț. Pentru că dacă vorbim aici de oameni de afaceri, de manageri, de directori de bancă, de medici care au componente liber profesionistă, de oameni din mediul administrativ și social, de profesori, de educatori, toți avem această componentă financiară în buzunarele noastre. Cu mai mari sau mai mici donații au putut fi făcute aceste proiecte. Aceasta a fost partea de istorie. Eu v-aș provoca să vă gândiți la ce putem face în continuare. La măsura în care putem să susținem în continuare proiectele și finanțările necesare pentru existența acestor proiecte. Nu trăim actualmente într-o perioadă foarte prolifică din punct de vedere economic. Ne aflăm, așa cum bine știți, într-o perioadă în care atât zbuciumele economică și zbuciumele existenței cotidiene ne afectează mai mult sau mai puțin pe fiecare. Dar trebuie să găsim în sufletul nostru și, dacă vreți, și în conturile noastre, o mică părticică pe care să putem dona pentru a avea rezultate în cluburile noastre Rotary, pentru a putea susține în continuare, dacă vreți, atât tabăra de ceramică de vară, cât și programul Salvați Inima Unui Copil, cât și toate celelalte programe știute sau neștiute de toți cei din țară. V-aș provoca în continuare să vă gândiți și la ce putem face pentru a aduce mai mult efort și mai multe rezultate în viața de zi cu zi a Iașului. Pentru că, iată, marea majoritate dintre noi suntem ieșeni și ar trebui să susținem tot ceea ce se întâmplă în Iași. Și prin lobby-ul rotarian pe care putem să-l desfășurăm, pentru că nu degeaba mai devreme s-a spus că în Rotary sunt elitele societății. Dacă aceste elite își propun să susțină proiectele Iașului, sunt absolut convins și sunt convins că și dumneavoastră sunteți convinși că putem avea rezultate. Fie că vorbim aici de fie, fie că vorbim de filit, fie că, dacă vreți, vorbim de terminarea aeroportului, fie dacă vreți, vorbim de acum renumită autostradă care să traverseze munții, dacă vreți să vorbim și de o linie de mare viteză Chișinău-Iași, deci București, de ce nu putem visa la toate acestea, dar trebuie să fim uniți și să încercăm să ne promovăm aceste interese. Toate aceste propuneri de proiecte ar trebui să se subsumeze
unei ținte pe care Iașul și-a asumat-o și pe care noi, ca cetățeni ai Iașului, ar trebui să ne asumăm împreună. Aceea de capitală culturală europeană. Pentru a susține această realizare, pentru a candida cu succes, este evident nevoie de efortul nostru, efort atât ca și timp alocat, ca și bani alocați și ca și plecarea din inimă de susținerea acestui tip de proiect. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să mai parafrazez un bun prieten și să vă doresc tuturor să fiți sănătoși și la pungă roșii. Vă mulțumesc! Toate aceste interesante prezentări ale implicării Rotary în proiectele comunității locale au fost sintetizate într-un scurt filmuleț intitulat 20 de ani de activitate Rotary în Iași, pe care vă invit să-l urmărim în minutele ce urmează. Mișcarea rotariană a luat naștere în Iași chiar de la începuturile înființării cluburilor Rotary în România în anul 1929. Surse istorice atestă constituirea de facto a clubului Rotary Iași pe la jumătatea anului 1933, având ca naș clubul Rotary din Cernăuți. Raportul asupra activității clubului Rotary Cernăuți în trimestrul iulie-septembrie 1934 menționează: din inițiativa clubului nostru a luat ființă Clubul Rotarian din Iași, la cărui inaugurare au luat parte 5 membri din partea noastră. 20 dintre cele mai alese personalități din viața economică și profesională a orașului s-au constituit în membri fondatori ai clubului. Acești domni se întrunesc în fiecare marți, acum de vreo 5 luni. Odată cu apariția dictaturilor, în pragul celui de-al doilea război mondial, cluburile Rotary din România, ca și cele din toată Europa de Est, sunt desființate. Abia după 1990 se reînființează, la început la București, apoi, în 1995, la Iași. Personalități marcante ale Iașului, atât oameni de afaceri cât și intelectuali, se înscriu în singurul club Rotary existent la acea vreme în Iași. În timp, mișcarea rotariană a câștigat tot mai mulți adepți, fiind înființate rând pe rând și alte cluburi. Rotary Club Iași 2000 în anul 2000, Rotary Club Iași Curtea Domnească în anul 2003 și Rotary Club Iași Copou în anul 2010. Fiecare dintre acestea a sprijinit înființarea altor cluburi Rotary, dar și constituirea și activitatea cluburilor Rotaract și Interact. În prezent, Iașul numără 4 cluburi Rotary, totalizând un număr de peste 150 de membri activi, dar și 4 cluburi Rotaract și Interact. Membrii ai cluburilor ieșene au deținut de-a lungul vremii funcții la nivelul districtual și internațional. În cei 20 de ani de activitate rotariană continuă la Iași, au fost realizate proiecte de impact pentru comunitate, fiind vizate cele mai importante arii: educație, sănătate, asistență socială, mediul de afaceri. Salvați inima unui copil este un proiect inițiat în anul 2010 de Rotary Club Iași 2000, în colaborare cu clubul Rotary Ramat Aviv Israel și cu susținerea ambasadei României în Israel. Până în prezent, peste 30 de copii cu malformații cardiace grave au fost operați la Spitalul Olfson din Tel Aviv. Susținerea financiară a copiilor se face de către cele două districte prin sponsorizările cluburilor, dar și ale rotarienilor care doresc să participe individual. Proiectul nu se limitează doar la susținerea operațiilor, ci și la specializarea unei echipe de medici care în curând va fi pregătită să realizeze intervenții chirurgicale cardiace la copii. Promenada inimilor este un alt proiect la nivel districtual, în cadrul căruia, alături de Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie, în parteneriat cu Forumul Național de Prevenție și Athletic Cardio Club, cluburile Rotary se implică în amenajarea unui traseu accesibil ce își propune să încurajeze populația să facă mișcare ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Cluburile Interact, Rotaract și Rotary, la unison cu ieșenii ce iubesc sportul, și-au pus inima la treabă la crossul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii.
Cei mai atletici au demonstrat rezistență, condiție fizică bună și mai ales pasiune pentru un stil de viață benefic, iar cei care nu au îndrăznit să se implice direct și-au susținut prietenii și poate au meditat către o schimbare în ceea ce privește sedentaritatea instalată din cauza rutinei. Rotaplast este un alt proiect de anvergură pentru cluburile ieșene, inițiat de Rotary Club Iași 2000 și înființat cu sprijin de la toate cluburile ieșene, dar și de cele din Vaslui, Botoșani și Suceava. Obiectivul principal al proiectului este de a acoperi costurile unor intervenții chirurgicale craniofaciale la copii, organizate în colaborare cu Roplast International și Universitatea de Medicină și Farmacie, care altfel nu ar fi efectuate, transfer de cunoștințe între echipele medicale pentru a asigura urmărire și îngrijire postoperatorie. În paralel, un alt obiectiv îl reprezintă organizarea unor campanii de conștientizare în domeniul sănătății, în rândul tinerilor în mediul rural. Bugetul total al proiectului este de $160.000. Proiectul Dăruiește un zâmbet este realizat în fiecare an în preajma zilei de Crăciun, când membrii cluburilor Rotary și Rotaract din Iași oferă unor copii din familii social vulnerabile un cadou. Copiii au șansa de a-și cumpăra cadourile de Crăciun pe care și le doresc și produse alimentare pentru masa de Crăciun. Proiectul a fost promovat la nivelul districtului 2241 de guvernatorul 2009-2010 Daniel Condurache și este realizat în Iași în colaborare cu Fundația Salvați Copiii și cu sprijinul hipermarketului Selfros din Iași. Pe lângă acestea, cluburile Rotary, Rotaract și Interact din Iași se implică și în alte proiecte individuale, districtuale, internaționale. Împreună cu cei peste 1,2 milioane de membri din întreaga lume, rotarienii ieșeni încurajează și susțin cultivarea prieteniei ca șansă de a servi comunitatea, standarde etice, înalte profesional și în afaceri, precum și înmobilarea profesiei fiecărui rotarian, aplicarea idealului în viața personală, socială și de afaceri a fiecărui rotarian, progresul înțelegerii internaționale, al bunăvoinței și al păcii prin intermediul unei comunități mondiale de prieteni, profesioniști și oameni de afaceri, uniți de idealul a servi mai presus de sine. Bună seara! It's a great pleasure for us to be here in Iași today, together with our colleagues from Rotary Romania, and to celebrate such a great event, 20 years of reviving Rotary movement in Iași. And 82 years ago, representative of Rotary Club Chernivtsi, together with the best people in Iași, chartered Rotary Club Iași. It was a starting point for a great movement and many community projects at that time with the best international experience in this field. After Second World War, Rotary Club Iași disappeared and later, in 1995, it revived. And now it four Rotary clubs, four Rotaract clubs, and four Interact clubs in Iași. Many community projects, many successful members, and great support for community development. It's a great pleasure to be part of this. And we are looking forward for extending our cooperation between Rotary Club Chernivtsi and Rotary Clubs in Iași. Also with the inter-country committee Ukraine-Romania and Romania-Ukraine, we did many projects with Ukraine already. Some of them related with supporting east of Ukraine, with organizational, humanitarian, and
emotional support is very important as well, and let's work together to improve our cooperation and build a safe future world. Thank you. Care studiază chitară la Universitatea Națională de Muzică din București. Este vorba de Walter Michael Buchholzer. Spuneam că este anul 2. L-am ascultat astăzi la repetiție și am avut bucuria descoperirii unui tânăr talentat într-o relație directă, expresivă, de calitate remarcabilă cu instrumentul său. Walter are un palmares amețitor, cu premii la concursurile de chitară din București, Sinaia, Iași, Odorheiu Secuiesc, la Cluj-Napoca sau la Sibiu, de asemenea în Germania sau în Grecia. Așa cum în timpurile noastre îi stă bine unui tânăr studios. Walter participă la cursul de master al unor profesori importanți din străinătate, din Germania, Spania, Franța, Ungaria, din Italia, fiind aproape, și aici credeți-mă că am avut o bucurie deosebită, să aflu că este aproape, este susținut de Clubul Rotary Iași, care îl consideră pe Walter, am aflat în această seară, copilul de suflet. Ce va interpreta Walter Buchholzer în această seară? Trei foarte scurte momente, foarte diferite și consider foarte atractive. Vom asculta Tango and Sky de Roland Dien,
Apoi, Registro și Dansa Negra din suita venezolană de Antonio Lauro și 6 miniaturi balcanice de Dusan Bogdanović. Vreau să-l invit în scenă pe Walter Buchholzer, nu înainte de a vă spune că partenerul meu de scenă, Constantin Pușcașu, a recitat două catrene de Paul Verlaine și Costel Zăgan, iar eu l-am acompaniat cu foarte dragă piesă, este Premier Gymnopédie de Eric Satie. Walter Michael Buchholzer. Thank you.
legale din această seară. Este dedicat premierii cluburilor Rotary, Interact și Rotaract din Iași pentru implicarea în proiecte cu un puternic impact pentru comunitate. Îl invit din nou în scenă pe domnul guvernator Rotary District 2241, Petre Diculescu, pentru a înmâna plachetele și diplomele de recunoștință. Rotary Club Iași a fost înființat în anul 1995, la inițiativa 30 de persoane, dintre care amintim aici pe domnii Ticu Isarie, Petru Frăsilă, Eugen Trecoveanu, Gheorghe Niculescu, Traian Teodor, Mircea Berlescu. În prezent, clubul numără 45 de membri activi. De-a lungul celor 20 de ani de activitate, membrii clubului s-au implicat în proiecte de impact pentru societate. Dotarea cu aparatură laparoscopică, proiectoare cu lumină rece la Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon din Iași, donarea de materiale de birotică elevilor școlii Alexandru Vlahuță din Iași, lumina rotariană, ai grijă de inima ta și multe altele. Doctorul Eugen Tercoveanu, membru fondator al clubului, a primit medalia Paul Harris pentru implicarea în utilarea completă a serviciilor de mentenanță a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon Iași. În anul 2003 au fost înființate clubul Rotaract, iar în 2008 clubul Interact. Îi invit alături de noi pe domnul Nicușor Păduraru, președintele clubului Rotary, Alex Grădinariu, președintele Rotaract, și Cristian Ciupilan, președintele Interact. Ale Iașului, porneau înființarea primului club din Iași. Primul club din Iași, care e, de fapt, continuatorul mișcării rotariene, care se oprise în 1947, după ce fusese înființat primul club în 1933, data cartării fiind 7 noiembrie. Iar nașii clubului fiind cei din clubul din Cernăuți, motiv pentru care îi salut din nou pe colegii noștri rotarieni de la Cernăuți. Mulțumesc în numele tuturor colegilor mei pentru această diplomă. În fapt, ceea ce se întâmplă în mișcarea rotariană este rodul nostru al tuturor. O seară plăcută! Bună seara! Vreau să mulțumesc mai întâi clubului Rotary pentru că ne-au ajutat, ne-au cartat în 2003, dacă nu mă înșel. Astfel, noi suntem la aproape 12 ani de activitate. Totodată vrem să mulțumim membrilor fondatori ai clubului Rotaract Iași, Radu Armașu și Costel Tuleașcă. Și nu în ultimul rând, vrem să mulțumim colegilor noștri mai tineri de la Interact pentru vitalitatea de care dau dovadă la fiecare proiect. Mulțumim! Bună seara! Aș vrea să mulțumesc în primul rând colegilor mei care sunt alături aici, cluburilor Rotary din Iași și în special cluburilor Rotary Iași care ne-a susținut tot acest an și ne-a dat o direcție foarte bună. Le mulțumesc! Rotary Club! Rotary Club Iași 2000 a luat ființă, bineînțeles, în anul 2000, la inițiativa unui număr impresionant de eșeni, a căror nume se regăsesc pe prezentarea de pe ecran. În prezent, clubul are 51 de membri activi.
În cei 15 ani de activitate, 5 membri ai Rotary 2000 au ocupat funcții importante la nivel de district. Domnul Daniel Condurache, guvernator Rotary al districtului 2241, Irina Anton și Liviu Statache, asistent district, Mihai Anger, trezorier district 2241, Magda Iorga, secretar district 2241, doamna Elizabeth Tatman, membră de onoare a clubului, a primit ordinul MBA, membru al ordinului de înaltă excelență al Imperiului Britanic. Dintre proiectele clubului Rotary 2000 merită menționate: Salvați inima unui copil, Romanian Traditional Art, Cucute and Pottery Camp, Prin sănătate pentru o viață mai bună, etc. În anul 2003 a fost fondat clubul Rotaract Iași 2000, clubul Interact fiind înființat în anul 2009. Invităm în scenă pe doamna Catrinel Zaharia, past president și vicepreședinte al clubului Rotary Iași 2000. Constantin Vieru, președinte Rotaract 2000. Și Florina Pantilimonescu, președinte Interact 2000.